Mobilizarea maximă a forțelor de ordine, toate echipajele de reacționare operativă și toți inspectorii de patrulare care asigurau seara trecută ordinea publică în sectorul Râșcani au intervenit pentru aplanarea unui singur conflict. Scandalul a izbucnit între un grup de petrecăreți aghesmuiți și un bărbat care păzea topoganele din apropiere. Situația s-a agravat exact în momentul când și-au făcut apariția oamenii legii. Ceea ce vedeți sunt imaginele surprinse de un martor ocular care a filmat cum polițiștii încearcă cu greu să facă față numărului mare de scandalagii. Primul echipaj ajuns la fața locului nici nu a bănuit ce l-așteaptă. Mai multe 10 indivizi, toți băuți și înfuriați, s-au năpustit asupra polițiștilor, nemulțumiți de prezența acestora. Ofițerii au solicitat întăriri, iar acest lucru i-a scos și mai tare din sărite pe agresori. Una dintre femei s-a luat de un ofițer de poliție fără să-i pese că avea în brațe un bebeluș. Polițiștii nu au avut altă soluție decât să-i salte pe cei mai agresivi și să-i ducă la inspectorat pentru audieri. Unii dintre reținuți au opus rezistență. Potrivit unor surse, conflictul ar fi început aproape de ora 21. Câteva familii chefuiau la o zi de naștere într-un local. În apropierea acestuia se află o zonă de agrement pentru copii. În timp ce maturii beau și mâncau, picii lor ar fi dat cu picioarele în aparatele de joc. Bărbatul care le supraveghează l-ar fi atenționat pe unul dintre părinți că nu este bine ceea ce fac. În replică, afirmă acesta, a fost insultat și lovit. Suspectul, după cum spune poliția, nu s-a limitat doar la câteva ghionturi, ci și-a chemat în ajutor toți amicii în local. În scurt timp, conflictul a degenerat într-un adevărat scandal la care au trebuit să intervină toate echipajele de poliție responsabile de asigurarea ordinii publice în zonă. Ofițerii, dar și agenții de pază au fost atacați de mulțime, iar unii dintre petrecăreții agresivi au blocat mașinile oamenilor legii. Într-un final, 8 persoane au fost conduse la sediul poliției. Unul dintre reținuți s-a lăsat cu greu înduplecat să urce în mașină, iar când a ajuns totuși la inspectorat și a continuat acțiunile huliganice îndreptate spre ofițeri. Eu mă subordonez și ordinul arată ordinul tău. Acum nu am când. Ordinul șeze și când să vă schimbeți. Urcați în automobil, vă urcăm. Gata! Nu striga la mine și nu mă filmau, du-te că țară muși. Gata! Nu vorbim, bă! La poliție au ajuns de asemenea atât victima agresiunii cât și cel care l-ar fi agresat. Ambii au refuzat să vorbească în fața camerei de filmat. În schimb, una dintre femeile prezente la petrecere nu a ezitat să-și prezinte viziunea asupra celor întâmplate. Potrivit ei, bărbatul care păzea topoganele ar fi lovit un copil, iar în replică ar fi fost agresat. Femeia care afirmă că este însărcinată susține că poliția a greșit atunci când a intervenit. De urmă, polițiștii au venit odată mini, eu sunt însărcinată, odată cu mătra însărcinată și nisi. Ei știu măcar și fac coreată. Declarațiile femeii sunt date peste cap chiar de imaginile video în care apare. Nu este clar de ce și-au pus în pericol copilul, pe care afirmă că îl poartă, dar se vede clar cum lovește un polițist. În urma celor întâmplate a fost pornită o cauză penală pe două capete de acuzare, huliganism și ultragierea unui angajat al poliției. Dacă întreaga gașcă de cheflii nu ar fi sărit în capul oamenilor legii, poate ar fi scăpat cu amendă, dar nu este cazul. Acum însă cei mai agresivi dintre ei, cel puțin 5 la număr, riscă să fie reținuți pentru 72 de ore. Anchetatorii vor trebui să ia în calcul atât gravitatea leziunilor provocate victimei, cât și faptul că a fost sau nu lovit vreun copil.